Târgul Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte și-a deschis porțile în acest sezon la Constanța. Aici sunt expuse toate articolele vestimentare de toamnă și iarnă. Comercianții și producătorii au adus pe standuri de la îmbrăcăminte pentru adulți și copii și până la lenjerii și cuverturi de pat. Însă toate acestea sunt mai scumpe anul acesta, chiar și cu 25%. Pe lângă încălțăminte, la târgul de îmbrăcăminte, care este acum la pavilionul expozițional, găsiți și veste din blană naturală. De exemplu, cea pe care o port acum este din blană din vulpe argintie și costă 1400 de lei. Chiar dacă au de unde alege, constanțenii sunt totuși reticenți, pentru că produsele expuse sunt mult prea scumpe. Așa că cei mai mulți dintre ei doar admiră produsele de pe stand, întreabă de preț și pleacă mai departe. Foarte, foarte scumpe tot, foarte ridicate. Legere. Mai scump ca anul trecut? Mult mai scump, mult mai scump, mult mai scump. Vreți să vă luați ceva nume sau doar vă uitați? Nu, mă uit pentru că nu-mi permit. Vreau să-mi iau o scurtă de pele și zic totuși e cam piperat. Scrie aici, dar n-am văzut bine cu ochelarii mei de distanță, dar... 1000 de lei, 10 milioane. E cam mult. Lucruri frumoase, da, scumpe. Păi zicea cât costă și zic un sfert din pensia mea. Majorările ar fi justificate, susțin unii constanțeni. Asta și pentru că energia, gazul, dar și mâncarea sunt mai scumpe. De cealaltă parte, sunt și oameni care consideră că anumite produse nu-și merită banii. Dacă energia s-a scumpit, benzina s-a scumpit, transportul, salariile vor trebui să crească, că... Se justifică creșterea. Situația s-a mărit, așa că și ei au dreptate. Totul s-a scumpit. După părerea mea, eu cred că e o scrocherie cu toate prețurile care le găsim pe piață la ora actuală. Târgul, care se desfășoară la pavilionul expozițional din Constanța, va fi deschis până duminică la ora 16.